Astfel, 13 septembrie, începând cu ora 18.30, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Sălaj vor asigura măsurile de ordine publică la sala sporturilor din municipiul Zalău pe timpul disputării meciului de handbal dintre echipa locală Handbal Club Zalău și UJO Lidon Cluj-Napoca, meci din cadrul etapei a doua a Ligii Naționale de Handbal Feminin. Totodată, sâmbătă 14 septembrie, jandarmii sălăjeni vor participa cu un pluton de onor format dintr-un ofițer și 18 subofițeri la manifestările prilejuite cu ocazia comemorării victimelor de la IB și vor asigura măsurile de ordine publică pe durata desfășurării acestor manifestări. De asemenea, vineri, sâmbătă și duminică, aproximativ 60 de lucrători din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, sprijiniți de 15 jandarmi din cadrul grupării mobile Cluj-Napoca, vor asigura măsurile de ordine pe timpul desfășurării vizitei Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Prafericitul Părinte Daniel, care va participa la 3 evenimente în județul nostru. Cu această ocazie, Jandarmeria Sălaj face apel către toți credincioșii care vor participa la aceste manifestări religioase să adopte un comportament civilizat, să manifeste răbdare și respect față de ceilalți participanți, să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite implicarea în conflicte de orice natură. Totodată, pentru evitarea unor situații neplăcute, jandarmii recomandă credincioșilor să supravegheze îndeaproape comportamentul copiilor, să acorde o atenție deosebită bunurilor și obiectelor personale, genți, poșete sau bagaje și să evite pe cât posibil să aibă la vedere obiecte de valoare care pot atrage atenția. De asemenea, reprezentanții jandarmeriei vă recomandă ca în cazul în care sunteți victime ale unor fapte antisociale sau observați producerea unor astfel de fapte, să sunați de urgență la numărul de urgență 112.